Începând de astăzi, au intrat în vigoare restricțiile de circulație pe defileul Jiului. Încă de la primele ore ale dimineții, conducătorii auto au fost opriți de drumari la barajul de la intrarea în defileu. Nemulțumiți, conducătorii auto s-au certat cu drumarii care le-au interzis accesul pe acest tronson de drum care face legătura între Transilvania și Oltenia. Că suntem 10 mașini. Eu nu cred că s-au închis de la 6 și ne-am strâns numai 10 mașini. 35 am ajuns prin. O parte din șoferi au fost luați prin surprindere de aceste restricții, mai ales cei care veneau din nordul județului. Conducătorii auto spun că până la intrarea în defileul Jiului nu există niciun indicator rutier care să anunțe restricțiile de circulație. Ne nemulțumește faptul pentru că stăm atâtea ore aici și indicatoare nu sunt pentru ca să putem ocoli pe rute ocolitoare traseul de defileu. De unde veniți și unde ar fi trebuit să... Doar așa ar trebui să ajung la Craiova. Și trebuie să stăm până la 12 când se deschide drumul aici. Și veți sta aici? Vom sta aici, încercăm să trecem totuși, dacă ne va lăsa. V-ați gândit să mergeți și pe altă rută ocolitoare? Nu, pentru că se ocolește foarte mult. Aproximativ o oră. Unde mergeți? La Târgu Jiu. De unde veniți? De la Oradea. Ați fi avut pe unde să ocoliți? Este, dar e distanța mare. Și veți sta aici până se deschide defileul? Sigur că da. Parcurgeți în fiecare zi acest drum? Da, aproximativ. Și ce veți face zilele viitoare? Așteptăm ce să facem. Păi ce să facem acum, vă dați seama, ca să ne întoarcem înapoi, e chiar aiurea. De unde veniți? De la Mureș. Ați fi putut ocoli? Păi am fi putut dacă am fi știut, dar... N-ați știut că se închide defileul? Vă dați seama că nu, că dacă știam, nu veneam. De câte ori pe săptămână parcurgeți drumul acesta? Păi, nu în fiecare săptămână, așa, cam atât la o lună trec pe aici. Dar nu am știut. Deși autoritățile locale și județene au făcut nenumărate demersuri pentru găsirea unor soluții, defileul Jiului va rămâne închis 6 zile din 7. Restricțiile de circulație sunt între orele 6:12 și 14:30-20:30 cu o pauză în intervalul orar 12:14:30.